Bun, deci înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că voi fi prezent la SciKids, Festivalul Științei, pe 15 și 16 octombrie la Mall Promenada, alături de mulți youtuberi precum Orange Blue, Regen DMM, Denis Vural, Mariposa, Victor Muz, Cezar, Cristi și Profesorul Trăsnit. Festivalul Științei este cel mai mare festival din România, unde sunt prezentate diferite chestii de la tehnologie, la DIY, la robotică. Intrarea este liberă și mă puteți găsi pe mine și pe ceilalți youtuberi sâmbătă și duminică de la ora 12 până la ora 8 seara. Sunt youtuber și susțin știința. Am jucat Five Nights at Freddy's 1, am jucat Five Nights at Freddy's 3 și am jucat și Five Nights at Freddy's 4. Astăzi, dragii mei, jucăm Five Nights at Freddy's Sister Location, ultimul Five Nights at Freddy's apărut. Bun, sper să vă placă, new game. Daddy, why won't you let me play with her? Se aud voci ciudate. Tare. Ce pot să spun? Ok, coborăm cu liftul. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Să-mi scriu numele, nici măcar n-are toate literele. Puii mei, Gigel mă cheamă. It seems that you had some trouble with the keypad. Da, am avut. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Așa e, mă, așa, asta vreau să scriu, da. Ai ghicit? Ești super șmecher, ce pot să spun. Am și o întrebare. Ce dracu fac aici? Și ce dracu-i locul ăsta? Cred că nimeni nu o să-mi răspundă la aceste întrebări. Noaptea întâi. Da. Îmi place cum apare muzică fericită. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Asta voi face. Let's get to work. Dar pot să spun că până acum am remarcat keypad-ul ăsta, care pot să jur că se folosește pentru un cum era, mă? Easter eggs, așa le zice, Easter eggs. Bun, hai să vedem ce trebuie să facem. Somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Ballora. Nu e acolo Ballora. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Îi dă cu șoc, îi dă cu curentul pe la urechi. Avea sabie, avea cosă, avea care te curentează. Deci e acolo, e bine. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Funtime Foxy nu e acolo! Woo! Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Ce sadici sunt oamenii ăștia! Let's try another controlled shock. Doamne, sadici rău. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job.
In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the circus gallery control module. Ok, mergem pe aici. Deci până acum știm de personajele Foxy, Funtime Foxy și Bellora, pe care eu trebuie să le fac să funcționeze până dimineață. Și cred că o să mă fugărească și o să-mi iau bătaie și chestii de astea nu vreau. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Baby. Asta e, deci asta e Baby. Ok, ok. Nu e. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shock. Fail. Mare fail. Nu e. Let's try another controlled shock. Tot nu a mers. Și tot nu e. Logic. Let's try another controlled shock. Ce te vrei, frate, să fac? Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Ok, ciao, les baules, eu chiar vreau să plec de aici. La 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 la. Uh-oh. Ce se aude? Motion trigger, circus gallery vent. Motion triggered, am dat de dragul, hai mai repede. Sper că nu e ceva rău aia cu motion triggered. Sper, shift complete. Îmi place muzica din 95. Enjoy some time at home. Hai să dăm enjoy la niște time at home. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Hai să ne uităm, sunt foarte prins. I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Și copil dubios. Or upside down. What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be your father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Deci, practic, în serial e vorba despre o gagică și un vampir care nu recunoaște că e copilul lui, chiar dacă copilul e vampir. Facta, oricum nu cred că ne ajută chestiile alea, da, mă rog. Ce dubios vorbește fetița aia acolo. Dar welcome dubios back rău. For another night of intellectual stimulation. Bine te-am găsit, dragul meu. And self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. Da. For female, press 2. For text only, press 3. For other options, press 4. Hai să dăm pe 3. Text option, text only. Uite că nu vrea. Trebuie să scriu aici, da, sigur o să reușesc. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it știa, for you. Deci el știa. Thank you for choosing Angsty Team. Mamă, cum te-ai prins! Mamă, ești șmecher! Practic, acolo ne alegem vocea care ne vorbește. Ăsta fiind tutorialul, cred că și noaptea a doua, cred că astea o să fie ultimele voci. Că ar fi dubios să ne vorbească cineva tot timpul, așa, nu? Noaptea a doua. Sunteți gata să vă căcați pe voi de frică? Eu, da! Haide! Tot ce trebuie să faci este să apeși pe butonul roșu. You know the routine. Get out now or whatever. Ce sictiric e asta? So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so, not that funny, but it's a story. Da, ce amuzant, un cadavru a fost găsit în ventul ăsta. Pf, eu mă cac pe mine aici și el, oh, da, știi, l-am găsit pe unul mort. Dar ceva normal. Okay, let's start with your nightly chores.
You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Well, that's not a problem with whatever, you know? Whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Foarte amuzant, da. Super. Oh shit. Oh shit. Ce se aude? Nu merge să apăs pe nimic. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Hai să vedem dacă Funtime Foxy e gata. Nu. Nu. Great. Great. Ce? Great. Great? There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Camera. Ia uite, suntem supravegheați. Hai să mergem pe aici. Să vedem despre ce este vorba. Hai repede. Motion trigger. Circus gallery vent. Mucă motion triggered. Ci că trec eu pe aici. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Să sperăm. Pa-pam, nu e. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Controlled shock. Ai dat fail. Let's try another controlled shock. Nu. Fail maxim. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. Okay. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Ce-mă? Commencing system restart. A zis că nu avem oxigen. Motion trigger. Entryway vent. Toate ușile sunt deschise. Funtime auditorium maintenance vent opened. Toate venturile sunt deschise. Ballora gallery maintenance vent opened. Ăștia vin pe mine. Ok, hai mai repede. Dă restart mai repede. Haide. I don't recognize you. You okay. Are new. Da, sunt nou. I remember this scenario. However, it's a strange thing to want to do. To come here. Asta am zis și eu. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Asta mă întreb și eu, zi de zi. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. Da, îl văd. And it worked for him. I recommend that you hurry though. You will be safe there. Am mers pentru el, da. Just try not to make eye contact. Să nu fac eye contact. It will be over soon. They will lose interest. O să fie gata curând. Bine, haide, repede. Under the desk. Bun. Grab here. Haide. Trage. Închide-o. Închide-o. Așa. Bun. Iar acum ne ascundem. O să vină bulangii ăștia pe noi să ne omoare, dar n-are nimic. Nu e ca și cum aud zgomote, toate venturile sunt deschise, securitate zero și nici oxigen n-avem. Nu fă eye contact. Deci asta a zis gagica aia, nu fă eye contact. Opa, așa, ce ai făcut, boss? Te-am prins acolo. Să nu fac eye contact. Bine, mă. Bine, mă. Opa, așa, ce ai făcut, mă? Haide, e bine. Opa, te-am prins. Te-am prins degeaba. Ăsta-mi deschide cumva ușa? Nu. 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 Aș prefera să nu. Oh! Urâți au mai făcut pe ăștia. Urâți rău. Game over.
De ce sunt din nou aici? Mi-a zis să fac ceva gagica aia, cred, și n-am auzit. Da, mă, bine, nu fă eye contact, dar nu fac. Ok. Hai, tu îmi deschizi ușa, da, bine. Deschide, nu nicio problemă, pui mei, dar vreau să trec în continuare, știi, noaptea a treia ceva. Ia uite. Poți să-ți țin eu de ușă cât vrei, că tu tot deschizi. Că am închis-o atunci. Ia uite. O încerc să o închid de 10 ori? Nu știu dacă merge. O merge, nu știu. Închide-o. Ideo. Așa, așa, ia uite. Ce bine. Haide, ia uite. She's watching us. She's watching us. We have to leave now. Cred că am făcut bine. Cred că am făcut bine. Ok. Am înțeles ceva cu she's watching us, atât. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful. That you must restart the system manually. Ce? He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait, and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Am ajuns. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Deci, să merg repede sau încep? Ce dracu? Acolo trebuie să ajung. Oh, fuck. Holy. Oh, fuck. Holy. Mă așteptam că o să se audă mai tare un pic. Ok, hai să mergem tare. Te rog nu. Oh! Ce dracu? Ce? Am ajuns aici. Nu înțeleg. Holy tits. Ok. Am luat cupcake. Un copil. Dă-l dracu de copil. Am crezut că sar de pe space. Copil idiot, ce sunt? Cred că dacă trebuia să trec noaptea, trebuia să termină la... Ba nu, bă! Idiotule! Ți-o spus... You will now be required gagica, to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room.
No? It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Aud muzică. S-a dat muzica? It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Idiotule. Uite-o, uite-o, nu, 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 te rog, nu. Deci atâta mai aveam, atâta mai aveam și... Okay. Vreau să ajung, haide. Acum încep eu să aud melodia aia în cap, fără să sune de la boxe. Haide. Se aude. Deci uite cât mai am până la ușa aia, mă, hai odată! S-aude încet, s-aude, deci s-aude extrem de încet. Gata. Motion trigger breaker room. You may now interface with okay. The breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Press space to play mascot response audio. Nu vreau să mai aud. Am camere. Ce ai făcut? Click and hold to restart systems. Ah, m-am prins. Dar de astea n-am cum să dau, nu? Adică, astea sunt inutile. Uite-l, bă, pe ăla! Bă! 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 Să mor de, știu, uite-l, uite-l! Pleacă, te rog eu! Nu! 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 A! Pleacă! Cum îl fac pe idiot să plece? Stai! Nu, că mă sperie! Asta îl îndepărtează, sau? Asta cred că îl îndepărtează. Aud eu ăla. El încă e acolo. Nu știu, Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte. Ok. Deci audio ăla îmi aduce danger level-ul la verde. Bun, dar noi vom continua această chestie, practic, episodul viitor. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel buton de like și nu uitați să reveniți la episodul al doilea dacă vreți să vedeți cum continuăm. Bun, eu am fost Gamis și iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!